Povești cu Nea Pandele. Bine ne-au regăsit, prieteni, sunt tot eu, Nea Pandele. Mă bucur că ați venit pe la mine. Acum, dacă tot ați venit, vreau să vă mai spun o povestioară frumoasă. Asta se numește Fiecare are o poveste. Atunci când ai nevoie de un strop de motivație în plus, caută să găsești răspunsul în povești de viață care să te inspire. O astfel de poveste este și cea de mai jos. Nu judeca pe nimeni pentru că nu știi care este povestea fiecăruia. Un băiat de 24 de ani privea uimit pe fereastra trenului cu care călătorea. Tată, uite, copacii rămân în urma noastră. Tatăl se uită la fiul său și zâmbi. În acest timp, un cuplu care stătea alături îl privea pe băiat cu milă. Acesta exclamă din nou: Tată, uite, norii aleargă împreună cu noi. Cuplul de alături nu a mai putut rezista și intră în vorbă cu tatăl băiatului. De ce nu mergeți cu fiul dumneavoastră la un medic? Cu siguranță acesta ar găsi o rezolvare. Tatăl zâmbi din nou și le răspunse celor doi: Tocmai ce am fost la medic, chiar acum venim de la spital. Fiul meu a fost orb din naștere și astăzi și-a recăpătat vederea. Iată de ce este bine să nu judeci, pentru că tu nu poți ști care este istoria vieții fiecărui om. De aceea este mai bine să fii înțelegător și primitor și îngăduitor. Măi, fraților, haideți să vedem acum ce înseamnă să ai un prieten bun. Povestea spune că doi buni prieteni mergeau împreună prin deșert. La un moment dat, în timpul călătoriei, cei doi au început să se certe și unul dintre ei a tras o palmă peste față celuilalt. Cel care a fost lovit s-a simțit rănit și, fără să-i spună nimic prietenului său, a scris un mesaj pe nisipul din fața sa: Astăzi, cel mai bun prieten al meu m-a plesnit peste față. Cei doi și-au continuat călătoria până când au ajuns într-o oază unde era apă și s-au decis să facă o baie ca să se răcorească. Cel care mai devreme fusese lovit de prietenul său a rămas blocat acum în mâlul adânc și a început rapid să se scufunde în apă, dar prietenul său i-a sărit imediat în ajutor și l-a salvat de la nec. După ce a fost salvat de la nec, acesta a scris pe piatră: Astăzi, cel mai bun prieten mi-a salvat viața. Imediat, acesta din urmă îl întreabă: După ce te-am lovit, ai scris în nisip și acum ai scris pe piatră. De ce? Prietenul său îi răspunde: Atunci când cineva ne rănește, ar trebui să scriem acest lucru doar pe nisip, unde vântul iertării poate șterge totul. Dar când cineva face ceva bun pentru noi, ar trebui să scriem acest lucru pe o piatră, ca vântul să nu-l poată șterge niciodată ce am scris. Măi, prieteni, știți care e morala? Să nu pui niciodată preț pe lucrurile pe care le ai în viață. Pune preț pe cei pe care îi ai lângă tine. Sănia Pandele, și tare să-mi bucuresc că am putut să mai vorbim și astăzi un pic, mai prieteni. Mai treceți pe la mine. Ne vom revedea la un următor episod, la Povești cu Nea Pandele. La revedere!